20 de exemplare, nici măcar 10 exemplare. Eu vreau persoana domnișoara cu ochelari, deci i-am văzut asta și mai este domnișoara înăuntru de la organizator, înăuntru care a venit și a pus cumele la gură, că nu înțeleg, nu trebuie să faci bine. Deci dacă te-ai nevoie. Nu înseamnă și într-un an, nu înseamnă ce înțeleg cu subiecția de asta, unul dintre organizatorii care se revede internațional, este vorba aici despre un congres al comunităților locale, cu sediul la Strasbourg. Deci, într-un omul Dan Colise, nu este mentor la acest lucru, și nu a fost invitat, nu sunt desigur conform uzanțelor internaționale, s-a înscris așa ceva la acest congres. Dânsul, de cum a expus, a pus aici materiale și a fost invitat să punem pe lângă celelalte materiale, până nu, acolo, ce îi prești? Până Andreul, deci în față... Nu, să precizați în acolo, pe exactitate. Acolo, și eu cum am acolo. Nu sunteți la Andreul 3, nu între. În Andreul am pus aceste materiale. Și de Andreul, dar sigur. Nu ești pus adevărul. E sigur. Și nu ziceți Andreul. Și eu am fost întrebat la tine. Părința participanților care au luat și acum, după aceea aș vrea să mă apodem, am și un exemplar din acest material și probabil au și alții și pot să vă arăt chiar poze că am făcut pe parcurs și înăuntru conferinței, la puteți, desigur, nu știu, n-ați fost participat, și la recepție aici, și la recepția hotelului, la înregistrări, avem și acum expuse aceste materiale. Doar ca o completare, doar ca o completare, ca să vedeți ce succes mare au avut materialele noastre la această conferință. Deci 4 cutii, în 10 minute, au ieșit 4 cutii. Nu pot să mă A spus să nu ne întrerupem. Deci în 10 minute au ieșit maxim 5 oameni din sală în cele 10 minute. Au dispărut 4 cutii cu materiale, iar cele ale UTMR-ului despre cât de rău e statul român, sunt încă aici, nu le-a luat nimeni. Deci, înseamnă că am avut materiale bune. Am avut materiale mult mai bune decât ale UTMR-ului, pentru că au dispărut inclusiv cutiile. Deci unii probabil au fost atât de interesați încât au luat cu cutii. Au zis, hai să le luăm pe toate la... Și ca reprezentant al statului român, domnule președinte Consiliului Județean, mi se pare normal la o conferință internațională, singura asta este altă dezbatere, să prezentați aceste materiale cu minciuni defăimătoare la adresa statului pe care le reprezentați? E altă discuție. Dar acum domnii polițiști au venit ca să discutăm despre materiale curate, dar aceste materiale vor fi luate cu mine la povești precunți. Dar să citiți. Eu am citit. Pe ținutul secuiesc, asta află invitații. Domnul Ivan, decizia CNCD, care de ultima ambasador a fost condamnat pentru discriminare. Pe asta trebuia să o citesc. Deci, dacă se permiteți... Este materiale. Domnul Ivan, stați puțin. Nu, 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 nu.